Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Alida Cosma sunt eu. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi și în această seară la Gala Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, ediția cu numărul 25, desfășurată, iată, anul acesta sub titulatura Unicitate în Diversitate. Un eveniment care a împletit tradiția și inovația și a celebrat bogăția diversității printr-o combinație de muzică și dans, punând în valoare patrimoniul cultural și experimentele artistice moderne. Evenimentul, așa cum bine știți, este organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț, finanțator principal Consiliul Județean Neamț, partener Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Seara de închidere a festivalului aduce în fața dumneavoastră momente de muzică și dans tradițional din mai multe colțuri ale Europei, precum Serbia, Polonia, Franța, Grecia, Macedonia, dar și tradiții tătărești. Finalul aparține artiștilor Damian Drăghici and Brothers, care vor susține un recital de excepție. Mulțumim, bineînțeles, și mass mediei care este alături de noi și promovează evenimentul. Sponsorii noștri sunt Lavanda de Rusen și, nu în ultimul rând, Salon Anabel. Vestimentația mea este asigurată de Magazin Atipic. În aplauzele dumneavoastră, voi invita în scenă pe doamna manager a Centrului pentru Cultură și Arte Carme Seculare Neamț, Carmen Elena Năstasă, și pe domnul Adrian Păduraru, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț. Se cuvine să salutăm și prezența domnului primar ales, Adrian Vasileniță. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, dragii mei! Ultima seară a Festivalului Internațional de Folclor. O ediție aniversară, o ediție altfel. O ediție despre toleranță, o ediție despre unitate, despre înțelegere, despre frumos, despre lucruri bune care fac o lume mai bună. Și în toată această descriere, dumneavoastră sunteți principalul pion. Și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, chiar dacă vremea ne-a dat emoții, dar Doamne, ca de obicei, are grijă de oamenii care încearcă să facă lucruri bune pentru comunitate. Le mulțumesc colegilor mei pentru munca depusă. Credeți-mă că nu este ușor deloc să organizez un astfel de festival. În acest an am pornit festivalul pentru prima dată în mediul rural. Deschiderea a fost în comuna Pângăraț și le mulțumesc partenerilor noștri, Primăria și Consiliul Local Pângăraț, că ne-au primit atât de frumos acolo, pentru că am dus tradiția, am dus arta la sat din nou. Avem nevoie de a reuși să onorăm oamenii de la sat. Și cred că una din misiunile Centrului pentru Cultură este acesta, de a aduce cultura la sat cât mai des către oameni. Ce să spun? Nu e ușor. După cum vedeți, am emoții pentru că sunt foarte obosită, dar în același timp foarte, foarte bucuroasă pentru că vă văd în număr atât de mare. Sper că evenimentul a fost pe placul dumneavoastră, sper că în această seară din nou grupurile invitate să vă încânte. Sunt alte dansuri decât ieri. Sunt oameni invitați din țară, dar și din străinătate, care și-au dorit să-și aducă aportul la acest festival și au reușit. Le mulțumesc tuturor celor invitați că au fost atât de frumoși și atât de ascultători, pentru că nu este ușor să ai invitați aproape 200 de oameni să-i mulțumești și să-i vezi fericiți.
Mulțumesc Consiliului Județean Neamț pentru finanțare, pentru sprijin și sper că la anul bugetul va fi îndestulător pentru evenimente mult mai frumoase, așa că să-i aplaudăm și să-i încurajăm să aibă gândul cel bun. Pentru că așa este, avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de infrastructură, dar până la urmă, pentru ce facem toate aceste lucruri? Pentru a trăi mai frumos. Și mai frumos o trăim atunci când vom trăi, atunci când facem lucruri frumoase, lucruri pentru toate vârstele, de la cei mici până la cei mai mari. Mulțumesc și restul partenerilor, Consiliul Local și Primăria Târgu Neamț. Acolo am ajuns pentru, cred, a 10-a oară și acum la Piatra Neamț viitorul sună bine. Îi mulțumesc și domnului primar ales că este alături de noi și în această seară și în fiecare seară a evenimentelor noastre a trecut pe aici să se delecteze, să vadă și să punem la cale evenimente mai frumoase. Dragii mei, deja am vorbit prea mult, încheiem în această seară festivalul de folclor cu promisiunea că vom veni cu evenimente și mai frumoase și mai interesante de acum încolo. Mulțumesc tare mult! Mulțumim frumos și noi! Dăm cuvântul mai departe domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, Adrian Păduraru. Mulțumesc, bună seara tuturor! Festivalul Internațional de Folclor este un eveniment de promovare a diversității culturale, a valorilor noastre comune umane. În aceste seri de festival am fost încântați de portul, de dansul, de cântecele interpretate de către invitații noștri, specifice zonelor de unde aceștia provin. Vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat să participe la acest festival, să îi felicit pentru activitatea lor de promovare a tradițiilor autentice. Fiecare moment artistic a fost o călătorie fantastică. De asemenea, vreau să felicit organizatorii, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, și cu deosebită considerație vreau să vă mulțumesc dumneavoastră publicului că sunteți alături de noi ca de fiecare dată și vreau să vă asigur că vom face tot posibil pentru a promova tradițiile noastre, moștenirea noastră culturală să rămână vie și să o transmitem cu mândrie generațiilor viitoare. O seară frumoasă tuturor, plină de voie bună, vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Deci avem o promisiune. Încă o dată aplauze, mulțumesc Adrian și vă mulțumesc încă o dată. Vizionare plăcută. Vin spre noi gândurile bune și le primim cu sufletul deschis. Acum este momentul să dăm startul acestei gale alături de dansuri tătărești, pentru că se pregătește să urce în scenă ansamblul Techir al Casei de Cultură din Techirghiol, care se distinge prin atitudinea plină de respect pentru valorile culturii tradiționale românești. În același timp, grupul folcloric este un promotor în țară al produsului cultural aparținând spațiului multietnic dobrogean și al celui românesc peste hotare. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, ansamblul Techir al Casei de Cultură Constantin Tănase din Techirghiol, Constanța. Yeah.
Aplauze, aplauze! A fost ansamblul Techir din Techir Gheol Constanța. Este momentul în care o să o invităm în scenă și pe doamna coordonator acestui ansamblu și pe doamna manager Carmen Elena Năstase pentru a înmâna placheta festivalului. Felicitări copii pentru momentele acestea oferite pe scena Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul. Imediat ajunge și doamna coordonator, a fost la sunet pentru a monitoriza momentul artistic. Din partea noastră a Centrului pentru Cultură și Arte, din partea publicului și a autorităților locale, un mic semn de apreciere. Și cât o amintire, să vă amintiți de județul Neamț, de tradițiile de la noi. Credeți-mă că acest festival mai are un rol foarte important, cel de promovare a județului Neamț. Cred că am văzut cele mai multe filme în timpul festivalului, cele mai multe postări pe rețelele de socializare în timpul festivalului, iar în anii anteriori și după festival, toate formațiile invitate au promovat județul Neamț. Și ce avem noi mai frumos? Poate noi ne-am obișnuit, pentru că suntem mereu aici, dar pentru cei veniți din afară, când vin în această Românie în miniatură, sunt foarte încântați. Avem niște văi extraordinar de frumoase, avem râuri, munți, avem o mare între munți, avem cetăți, istorie și o mulțime de legende. Trebuie să învățăm de la ei, să apreciem din nou ce avem noi aici. Aici, pe pământul pe care călcăm în fiecare zi. Și să ne bucurăm. V-am spus, e un festival foarte greu. În ultimii ani, de când a început războiul aici lângă noi, este și mai greu. Noi ne-am obișnuit cu acest război. Ni se pare că e departe, pentru alții este foarte, foarte aproape și trupele ajung din ce în ce mai greu pentru că se uită pe hartă și văd că sunt în zona roșie. Cu toate acestea avem oameni curajoși care vin alături de noi. Doamna coordonator, îi mulțumesc pentru că a fost atât de deschisă să vin aici în județul Neamț și să ne arate tradiția minorităților. Vorbeam despre toleranță, solidaritate, vorbim despre pace și dacă e vorba de pace, înseamnă că există înțelegere între toate națiile, toate minoritățile, toate etniile. Trebuie să învățăm să fim mai buni și înțelegători, ca să ne fie mai bine mai târziu. Un scurt gând, dacă aveți și dumneavoastră. Salam alaikum, nemțeni! Bună ziua, nemțeni! Pentru noi a fost o onoare să prezentăm acest mic moment în fața dumneavoastră. A fost un festival superb. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și pentru invitație și mai ales organizatorilor. Am văzut cât de mult s-a lucrat și la ce festival frumos am participat. Vă mulțumesc foarte mult. Sper, da. Să ne revedem cu bine, nu? Felicitări încă o dată, aplauze pentru ansamblul Techir din Techir Gheol, care iată, a deschis această seară de gală. Noi ne îndreptăm însă pașii în minutele următoare către Franța de această dată, pentru că va intra în scenă grupul folcloric True Normand din Domfront-en-Poiré, Franța. Acesta a fost fondat în 1960 în dorința de a readuce la viață folclorul normand.
Membrii ansamblului, dansatori și muzicieni, au evoluat în toată această perioadă pe numeroase scene din Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Lituania, Croația, Polonia, România, Germania sau Anglia, aducând cu ei în sunetul acordeoanelor și ale altor instrumente spiritul sărbătorilor din regiunea normandă. Actor dinamic al vieții culturale locale, True Normand aduce în fața publicului costumele care fac parte din patrimoniul local, portul ansamblului fiind direct legat de cultura post-revoluționară. Inventarul materialelor din care sunt confecționate costumele artiștilor francezi cuprinde un spectru larg de la in, bumbac și lână până la mătase naturală și tafta. În aplauzele dumneavoastră evoluează chiar acum grupul folcloric True Normand, Franța!
aplauze pentru grupul folcloric True Normand, Franța. Aplauze! Revine în scenă doamna manager pentru a mâna suvenirurile și placheta Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul. Mulțumiri și trupei din Franța. Vreau să o invit și pe doamna Tatiana, care de 2 ani a făcut posibilă venirea acestui grup aici. Au dorit foarte mult să ajungă la Piatra Neamț și în țară la noi, dar mai ales aici, în județul Neamț. Nu-i așa, doamna Tatiana? Sper că amintirile sunt plăcute. Au venit nu doar pentru cultură, ci și pentru agricultură. Au cunoscut o mulțime de producători de la noi din județul Neamț și pleacă cu impresii plăcute și cu o mulțime de contacte pentru colaborări ulterioare. Mulțumim! Invităm alături de noi coordonatorii grupului. Doamna Tatiana, o să vă rog să ne facilitați traducerea. Eh bien, nous voudrions remercier les organisateurs pour nous avoir invités à ce festival. Ça nous a permis de représenter notre belle région de Normandie en France et notamment notre petite cité médiévale de Domfront-en-Poiré. Vă mulțumim pentru primire și mulțumim foarte mult organizatorilor și care ne-a permis să vă arătăm câteva dansuri și să vă facem să descoperim obiceiuri din Domfront-en-Poiré. Donc notre groupe a été créé en 1960 et depuis nous représentons les traditions et la culture de notre région et nous organisons aussi un festival international tous les deux ans. Grupul există din 1960 și organizează un festival în Domfront-en-Poiré, Festival Internațional de Dans, care se produce din 2 în 2 ani. Et un grand merci pour l'accueil et nous avons pu visiter Piatra Neamț et un petit peu sa région. Donc merci à toi Tatiana et nous remercions aussi nos chauffeurs de bus. Mulțumim tuturor, am descoperit Piatra Neamț și împrejurimile și niște oameni minunați, într-adevăr, în permacultură, deci cu niște metode foarte avansate ale agriculturii și oameni extraordinari ai artei tradiționale. Am descoperit și, de altfel, mai adaug de asta din partea mea, și teatrul folcloric, deci plecăm cu niște capodopere. Mulțumim foarte mult pentru primire! Merci. Mulțumim frumos, aplauze, grupul True Normand, Franța. Sperăm să ne revedem cu bine și la edițiile viitoare. Ei bine, doamnelor și domnilor, vom continua pe ritmuri grecești de această dată, pentru că următorul moment aduce în fața dumneavoastră dansuri grecești asigurate de ansamblurile Brâul Roșu, coordonat de Cătălina Dumitrachi, și ansamblul Comorile Neamțului, coordonat de profesor coreograf Anda Maria Acristinei. Astăzi, Grecia este probabil una din foarte puținele țări din Europa și chiar din lume, unde dansurile tradiționale sunt încă păstrate vii, interacționând cu viața de zi cu zi. În Grecia de astăzi, dansurile tradiționale sunt transmise din generație în generație. În mod particular, fiecare regiune a Republicii Elene are dansurile ei specifice.
Sunt unele care sunt foarte răspândite și sunt pe cale de a fi uitate, totuși însă se depun eforturi cu ajutorul organizațiilor locale de a fi transmise din generație în generație mai departe. În aplauzele dumneavoastră ne vom bucura așadar de momente pe ritmuri grecești cu cele două ansambluri locale. Thank you.
Γιάννη. Ζήσει ο Φρές. Ιησού Χριστό. Στο ψιλορίτι, ψιλορίτι. Όπα να πω στο ψιλορίτι για να γνατεύω από ψηλά τις ομορφιές σου Κρήτη. Όπα ήθελα να μου να εδώ στα σύννεφα να ανέβω. Στα σύννεφα. Να σου στρατηγέ. Στα σύννεφα να ανέβω κι από τα ευπουράνια την Κρήτη να γνατεύω. Να σου μίλη. Ansamblul Brâul Roșu. Intră în atenția dumneavoastră ansamblul Comorile Neamțului. Thank you.
Aplauze pentru comorile Neamțului. O reinvit în scenă pe doamna manager, Carmen Elena Năstase, și pentru că astă seară ne vom mai reîntâlni cu cele două ansambluri autohtone, acum o să o invităm în față pe Cătălina Dumitrachi, coordonatorul ansamblului Brâul Roșu. Brâul Roșu. Brâul Roșu din Gârcina, după cum vedeți, atât trebuie să-ți dorești. Să-ți dorești să faci lucruri pentru comunitatea din care te tragi. Și îți mulțumesc tare mult, Cătălina. Mereu a fost aproape solicitărilor noastre și noi încercăm să fim aproape de ei atunci când au nevoie. Este un ansamblu destul de nou, dar cu tineri pasionați și foarte, foarte talentați, ca să nu mai spun foarte cuminți. Au făcut acolo la Gârcina o mulțime de lucruri frumoase și le mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului primar din Gârcina. Vă așteptăm pe data de 10 la FânFest, ca să dau din casă, facem promovare în promovare. Cătălina, încă o dată, îți mulțumesc. Este nepoata, Lunae Rotaru, și te rog frumos câteva cuvinte, dar nu înainte de a-ți înmâna micile noastre semne de apreciere. Mulțumim frumos pentru aplauze. Mulțumesc doamnei Carmen pentru invitație și că mereu ne sprijină. Ne dorim totodată să mulțumim publicului care de fiecare dată au fost aproape de noi cu aplauze și sperăm să ne mai întâlnim și cu alte ocazii, să vă prezentăm mai multe din repertoriul nostru destul de vast. Mulțumim! Mulțumim și noi! Ne vom revedea cu siguranță în câteva momente. Aplauze, 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 bravo! Așa cum vă spuneam, în câteva momente ne vom revedea cu cele două ansambluri pentru că au mai pregătit un moment surpriză pentru noi. Până atunci ne îndreptăm paștii spre Polonia de această dată pentru că va intra în scenă ansamblul de cântece și dansuri Biclevenca. Grupul se numește Casa Poporului din Biclevo, aparține de Centrul Cultural Municipal din localitatea poloneză. Are o vechime de 5 decenii. În 1974 a fost înființat ansamblul de cântece și dansuri Biclevenca. Acest lucru s-a întâmplat datorită grupurilor de femei în vârstă din Cercul Femeilor Rurale din Biclevo. Din 1980 este membru al Asociației CIOF, Consiliul Internațional al Ansamblurilor Folclorice. Este un ansamblu de tradiție, a participat la festivaluri internaționale din Europa, prezentând programe artistice cu tematică tradițională, desfășurând activități educaționale în domeniul artei populare, având grijă de autenticitatea elementelor coreografice. Grupul este format din 100 de dansatori, copii, adolescenți și adulți, cu vârste cuprinse între 5 și 40 de ani și o orchestră formată din 8 persoane. Clarinet, vioara întâi, vioara a doua, acordeon, contrabas, tobă și trompetă. Așadar, o serie de aplauze și pentru invitații noștri din Polonia, ansamblul de cântece și dansuri Biclevenca. Thank you.
aplauze pentru ansamblul Bicleveanca, Polonia. Se aplaudă, se aplaudă la Piatra Neamț. Doamna manager, în scenă pentru a mâna placheta festivalului și suvenirurile de la Neamț. Radek, please. A sign of our appreciation. Thank you. Credeți-mă, au niște dansuri tare frumoase, dar să știți că țin pasul la Hore și la Sârbe Românești, nu vă vine să credeți. Au dansat și la Pângărați, au dansat și la Târgu Neamț și mai ales aseară la petrecerea de sfârșit de festival, unde împreună cu cei de la Brâu Roșu, Comorile Neamțului și Floricică de la Munte au învățat pașii Horei Străbune. Thank you. Dziękujemy za zaproszenie. Jest nam bardzo miło, bo jesteśmy już po raz kolejny w Rumunii. Dzielicie się z nami swoją tradycją. My podzieliliśmy się naszą. Thank you very much. E de bine. Presupun că ne-am mulțumit din suflet, mai ales dumneavoastră. Thank you. Mulțumim frumos, aplauze încă o dată. Premiile vor rămâne totuși la invitați. Doamnelor, domnilor, sunteți pregătiți să mergem mai departe? Pentru că mai sunt invitați care vor veni aici în fața dumneavoastră pentru a vă oferi momente speciale. Și continuăm așa cum vă promiteam cu o nouă reîntâlnire alături de ansamblurile autohtone, Comorile Neamț, dansuri macedonești asigurate, așa cum spuneam, de Comorile Neamțului, coordonator Anda Maria Cristinei și ansamblul Brâul Roșu, coordonat de Cătălina Dumitrachi, vor evolua exact în ordinea pe care i-am menționat. Dansurile macedonești sunt dansuri pline de energie, voie bună și dinamism. O explozie de viață, prospețime, zâmbete și frumos, care aduc totodată dansatori cu mișcări absolut spectaculoase. Coreografiile de dans macedonești sunt realizate pe mai multe melodii, fiecare cu mișcările și caracteristicile sale unice și diferite. Vizionare plăcută! Lună albă, lună mșată, lunghinează calea, este în vâră legată. Gealo ermo, de s-am clisi, când te-a strâng un braț în vrută, m-aș cruizi. Practic
aștept. Și tot la tablea brută moi, mintea lânzeți aștept. I'm
înălțăm. Aia este un joc, noi luăm de țăm. Aia ne-i jucăm și mie o înălțăm. Aia este un joc, noi luăm de țăm. Aia ne jucăm și mie o înălțăm. Aia este un joc, noi luăm de țăm. Aia ne jucăm și mie o înălțăm. Aia este un joc, noi luăm.
Aplauze pentru ansamblul Brâul Roșu, coordonator Cătălina Dumitrache. În deschidere ați urmărit ansamblul Comorile Neamțului și o să invităm în față pe Anda Maria Cristinei pentru a primi, iată, placheta festivalului. Anda este de-a noastră, este de la Centrul pentru Cultură și Arte, fostă dansatoare de la Floricică de la Munte. A plecat pentru puțin timp, dar s-a întors acasă. Îți mulțumim, Anda! Felicitări, dragi copii! Anda, vrei să spui câteva cuvinte? Bună seara! Să știți că de fiecare dată când mergem în spectacole, în țară, chiar și în străinătate, să știți că cele mai mari emoții le avem aici, acasă, în fața dumneavoastră, în fața prietenilor noștri, în fața familiei și vreau să mulțumesc din suflet organizatorilor, doamnei director, Carmen Elena Năstase, și vreau să vă spun că fără dumneavoastră, publicul nostru drag, noi nu am avea aceste emoții pe care noi le avem acum și vă mulțumim și ne înclinăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim! Aplauze pentru Comorile Neamțului și în egală măsură pentru Brâul Roșu. Felicitări! Bravo! Și plecăciunea finală. În minutele următoare ne îndreptăm deja atenția spre Serbia, pentru că va evolua ansamblul folcloric Shumadia, un grup de dansuri tradiționale sârbești fondat în anul 1980. În repertoriul se regăsesc interpretări și dansuri din aproape toate părțile Serbiei. Suitele de dansuri beneficiază de costume diferite, originale, iar fundalul muzical oferă calitate sporită întregului program. Ansamblul care vine din Serbia a concertat în multe țări europene, prezentând folclorul național în cadrul unor festivaluri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Ungaria, Bulgaria, România, dar și în Rusia. În ultimii 14 ani, ansamblul folcloric Shumadia este organizator al Festivalului de Dans Popular de Vară Sârbesc, un eveniment internațional de marcă. De asemenea, în ultimii 8 ani, manifestarea etno intitulată De la strămoși la generațiile viitoare este realizat de invitații ce urmează să vină în fața dumneavoastră. Ansamblul folcloric Shumadia, Serbia! Thank you.
Aplauze pentru ansamblul Shumadia Serbia! Bravo! Un moment deosebit, așa cum sperăm că au fost toate în această ediție aniversară cu numărul 25 din cadrul Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul. Doamna manager, o să vă rog să îmânați placheta festivalului. Le mulțumim și celor din Serbia pentru că cel care coordonează acest grup e un pic mai rușinos, dar să-l aplaudăm. E acolo la tehnic, îmi permit să aleg o tânără frumoasă. Thank you. Încă o dată. Am și eu. E un schimb de suveniruri. Felicitări încă o dată. Am ajuns la sfârșitul reprezentațiilor acestor grupuri foarte frumoase și pentru că în această seară Floricică de la Munte lipsește și au făcut programul ieri, nu putea lipsi folclorul românesc și până când vor veni cei din bandul domnului Damian, Damian and Brothers, îi așteptăm pe copiii noștri dragi, frumoși și talentați. Mulțumesc coordonatorilor Georgiana Axinte și Laurențiu Marian. Vă rog frumos multe, multe aplauze. Că până la urmă, oricât de frumoase sunt aceste tradiții, tot folclorul nostru este mai frumos și mai aproape de inima noastră. Vă mulțumesc! Sunt ai noștri, ne mândrim cu ei. Pepiniera, dacă vreți, a ansamblului folcloric Floricică de la Munte, urmează să urce în scenă. Vom continua așadar. Bravo! Cu o serie de copii frumoși, talentați, din cadrul ansamblului de cântece populare Nemțișorul. Acesta a luat naștere la începutul anului 2020 la inițiativa tânărului interpret de muzică populară Laurențiu Marian. Nemțișorul are în prezent, în componența sa, 80 de membri, toți elevi ai Școlii Populare de Arte din Piatra Neamț, parte a Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. La 3 ani de la înființare, grupul de tinere talente se bucură deja de susținerea nemțenilor și este invitat la numeroase spectacole și manifestări folclorice. Ia uitați-vă la ei ce frumoși sunt și ne reprezintă cu drag, cu cinste, pentru că neamțul are cu ce se mândri. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul de cântece populare Nemțișorul! Ciao!
Aplauze pentru ansamblul de cântece populare, Nemțișorul coordonator, profesor Laurențiu Marian. Continuăm cu alți copii frumoși, alți copii talentați, de această dată, care fac parte din grupul vocal Floare de Colț. Acesta a fost înființat la inițiativa îndrăgitei interprete a folclorului nemțean, Georgiana Șerban Axinte, cea care este și coordonatoarea activității artistice. La momentul înființării, în anul 2012, au fost selectați cei mai talentați elevi care participau la cursuri în momentul de față, activând 95 de copii și tineri iubitori de folclor. Grupul a lansat deja al doilea album intitulat Noi suntem boboci de floare, ce cuprinde 43 de piese reprezentative folclorului nemțean. Aș vrea să-i primim și pe ei cu drag, cu multe, multe aplauze, pentru că sunt emoții, emoții inerente în fața unui public atât de frumos și atât de numeros. Cum vedeți, fetii mândri și băieți, duși
Aplauze pentru grupul vocal Floare de Colț. Coordonator, profesor Georgiana Șerban Axinte. Este că sunt foarte frumoși. Sunteți de acord cu mine? Cu siguranță. Bravo, dragilor. Minunați, ca de obicei. Și o să o invit în scenă pe doamna manager pentru cuvântul de închidere, nu înainte de a vă invita și săptămâna viitoare, în weekend, în Parcul Municipal, pentru că ne vom desfășura de această dată alături de meșterii și artizanii locali, dar și invitați din țară, pentru că vom deschide Târgul de Sfântă Mărie. Doamna manager, pentru cuvântul de închidere.
La revedere, Festival Ceahlăul 2024, ediția 25. Sper că a fost pe placul dumneavoastră și vă așteptăm la anul cu ceva și mai frumos și mai spectaculos. Nu uitați că vom avea vacanțe muzicale, 50 de ani, Festival Internațional de Folclor și alte multe surprize. Vreau să mulțumesc din nou Consiliului Județean Neamț pentru finanțare, pentru sprijin, primăriilor partenere, primăria și Consiliul Local Pângărați, primăria și Consiliul Local Târgu Neamț, primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Noapte bună, dragi spectatori, dragii noștri, vă iubim și ne reîntâlnim. Seară minunată tuturor, Talida Cosma am fost eu. La revedere!